Imagini de coșmar cu posibile rămășițe umane s-au derulat în Roma marți 8 decembrie. Polițiștii romașcani au fost sesizați de locuitorii din cartierul Anton Pan, că în spatele unor garaje au fost găsite părți din ceea ce ar putea fi un trup uman. Rămășițele au fost ridicate de anchetatori pentru a se stabili dacă ele sunt sau nu de natură umană. De 8 decembrie a fost sesizat în jurul orei 14-15 minute despre faptul că în spatele unor garaje amplasate pe strada Anton Pan s-au găsit niște rămășițe ce par a fi de natură umană. Se face cercetarea la fața locului, să stabilim cu exactitate dacă, în primul rând, sunt de natură umană și în ce împrejurări au ajuns acolo, ce s-a întâmplat mai exact. Polițiștii au efectuat cercetări la fața locului pentru a vedea dacă resturile găsite sunt de natură umană și cum au ajuns ele acolo, iar dacă suspiciunile se vor confirma, se va întocmi un dosar penal pentru moarte suspectă. Ulterior, dacă se dovedesc a fi de natură umană, se va întocmi un dosar penal privind moartea suspectă a persoanei respective și în funcție de rezultatul tuturor cercetărilor se va propune și o soluție legală în cauză, eventual și dacă se menține suspiciunea și sau nu vis-a-vis de moartea aceasta. Martorii spun că ar fi vorba de un cadavru al unui bărbat tăiat de la jumătate, fiind vorba de partea superioară a trupului. Toate acestea vin după crima oribilă descoperită în toamnă, cu profesoara bănuită că și-a tranșat soțul, i-a pus rămășițele în saci și i-a transportat până la Târgu Frumos. Nici până la această oră, organele interne ale bărbatului nu au fost găsite de anchetatori.